Suntem la al cincilea protest față de primăria municipiului Piatra Neamț pentru că a inclus acest oraș, acest municipiu, reședință de județ, în proiectul oraș de 20 de minute. Fără a spune locuitorilor municipiului Piatra Neamț despre ce este vorba, ce înseamnă orașul de 20 de minute și care sunt consecințele sale. Primăria a spus până în acest moment doar partea, dacă vreți să zicem așa, pozitivă, că vor fi locuri pentru bicicliști, că vor fi locuri pentru trotinete, că vor fi locuri pentru pietoni. Noi nu avem nimic împotrivă să fie cât mai multe spații încât să poată fiecare să se manifeste și să meargă cum dorește, pe jos, să facă jogging, să facă sport, să meargă cu bicicleta, nu avem nimic împotrivă. Ceea ce însă nu a spus primăria municipiului Piatra Neamț, publicului din municipiul Piatra Neamț. Dar este scris în proiectul de mobilitate urbană durabilă, care poate fi citit pe site-ul primăriei, este că acest oraș de 20 de minute implică pierderea dreptului de a mai merge cu autoturismul personal. Primăria a uitat să menționeze faptul că atunci când se va instaura acest oraș de 20 de minute, se vor face presiuni ca cetățenii să nu mai circule cu mașina personală, ci să circule pe jos, să circule cu transportul în comun sau să circule cu aceste biciclete, cu trotinetele și cu ce mai au în dotare, dar nu cu mașina personală. Dacă sunteți unii care ați văzut în oraș că v-au dispărut parcările, să știți că au dispărut parcările nu din alt motiv decât acesta al orașului de 20 de minute. Să nu cumva să credeți că au intrat parcările în pământ deodată sau că s-a reformulat orașul după de la sine. Acesta este un proiect pentru desființarea dreptului de a merge cu mașina personală, pentru desființarea dreptului cetățenilor români la libere mobilitate și la proprietate privată. Din acest motiv suntem aici. Din acest motiv vă atragem atenția tuturor că dacă nu luăm atitudine acum, atunci când acest proiect va fi finalizat, nu se va mai putea face nimic. Și sunteți unul dintre dumneavoastră care ați muncit o viață întreagă ca să vă luați o mașină. Ați slugărit pe la bănci ani și ani să vă plătiți ratele și nu veți mai avea ce să faceți cu ele după ce se va pune în aplicare acest proiect. Se numește de 20 de minute pentru că cei care l-au făcut doresc să vă închidă într-un spațiu în care să vă puteți deplasa 20 de minute pe jos sau cu bicicleta. Iar când ați ajuns la capătul acelui spațiu, să nu mai puteți să ieșiți de acolo. Sunt țări în care asemenea proiecte au deja puse, în proiectele respective sunt deja puși gardieni la capătul orașului de 20 de minute sau de 15 minute, cum se numește în alte țări. În Canada, în Australia, acest proiect este avansat și cei care sunt la capătul orașului respectiv nu mai permit nimănui să intre și să iasă. Și gândiți-vă, dacă vi se ia mașina personală, oricum nu mai puteți să ieșiți din oraș. Cu ce o să ieșiți din oraș? O să mergeți pe jos? Și dacă transportul în comun va fi doar pentru orașul de 20 de minute și nu va mai exista și un transport între orașele de 20 de minute, cu ce o să vă deplasați? Cu trăsura? Cu calul? Cu bicicleta? Cu trotineta? Dacă vreți să mergeți de la Piatra Neamț la Roman, și de la Piatra Neamț la Roman sunt 10-20 de localități de 15 minute care e fiecare independentă de celelalte, cu ce o să vă deplasați dintr-una în alta? Și cum o să intrați și cum o să ieșiți dintr-una în alta când probabil că regimul va fi același? Acesta este adevărul pe care primăria nu l-a spus, dar care poate fi citit pe site-ul primăriei în proiectul de mobilitate urbană durabilă și poate fi cercetat și în proiectul 47 de lege din Parlamentul României, unde se spune negru pe alb că acest proiect al orașelor de mobilitate durabilă țintesc descurajarea cetățenilor să mai aibă mașini personale, țintesc desființarea parcărilor. Nu trebuie să ne credeți pe noi, ascultați-i pe ei, cei care sunteți în serviciu de taximetrie. Gândiți-vă că sunteți pe ultima sută de metri a serviciului dumneavoastră, pentru că în orașul de 20 de minute
taximetria nu mai va găsi locul, deoarece dumneavoastră nu sunteți transport public, sunteți transport privat. Și proiectele respective nu vorbesc nimic despre transportul privat cu taxiurile, ci doar despre transportul privat cu transportul în comun, nu cu transport privat. De aceea, cetățenii din Piatra Neamț, ca și cetățenii din toată țara, au dreptul să știe aceste lucruri și să decide ei dacă vor să locuiască în astfel de închisori digitale. Se numesc închisori digitale deoarece totul va fi digitalizat. În proiectul respectiv se menționează că orașele din România trebuie să devină orașe inteligente. Se numesc inteligente deoarece peste tot va fi introdusă inteligența artificială. Peste tot va fi introdusă digitalizarea. Iar cel care refuză digitalizarea nu va putea să facă un pas în aceste orașe considerate foarte moderne. Digitalizarea înseamnă că identitatea și intimitatea persoanei vor fi transferate pe un spațiu virtual. Înseamnă că tot ceea ce ține de persoană umană va fi transformat într-un fișier care se va afla pe un cloud, pe un nor de informații la care vor avea acces statul și cine vă mai permite statul să aibă acces. Înseamnă că toate informațiile dumneavoastră și tot ce înseamnă persoana dumneavoastră se va afla la dispoziția statului. Înseamnă că pentru a avea acces la serviciile statului va trebui să aveți această identitate digitală care poate oricând fi condiționată de anumite lucruri. Aduceți-vă aminte acum un an când tot noi eram aici și protestam și datorită protestului nostru și a celor din alte țări nu s-a mers mai departe cu proiectul. Aduceți-vă aminte acum un an ce vă trebuia ca să intrați într-un magazin, ca să intrați în orice instituție a statului. Putea să intrați liber? Nu! Trebuia să arătați un document digital din care să rezulte că ați preluat ceea ce v-a dat statul să luați. Și dacă nu-l aveați, și dacă nu ar fi luptat voi aceștia acum, atunci, aceștia de acum atunci, nici în ziua de astăzi n-ar fi putut să stați la terase fără să arătați documentul acela digital. Imaginați-vă că într-o țară în care 60% din populație a refuzat ceea ce i-a propus statul anul trecut și nu avea documentul acela digital, 60% din populația României va fi obligată pentru a putea să trăiască în orașele digitale, să ia toate astfel de documente și toate astfel de măsuri pe care statul vi le va propune. Și dacă într-o bună zi statul va hotărâ, cum în alte țări deja se întâmplă, că nu mai emite carduri, că nu mai emite documente fizice externe persoanei umane, ci că se va da o lege prin care să se spună toate aceste documente digitale trebuie să fie parte inerentă a persoanei umane printr-un chip electronic implantat în corp. Cei care vor să ia parte la viața orașului digital va trebui să-și ia un astfel de document. De aceea noi numim această propunere a statului și a primăriei lagăr digital, pentru că în acel oraș vei putea să lucrezi și să locuiești numai dacă vei îndeplini toate poruncile pe care ți le va da statul globalist și dacă vei lua tot ce va vrea el, indiferent dacă aceste lucruri îți afectează sănătatea, îți afectează dreptul tău la liberă exprimare, dreptul tău la liberă circulație, dreptul tău de proprietate, prin adeziunea sau prin lipsa de reacție față de instaurarea acestui oraș digital, practic ne punem independența noastră ca ființe umane în mâinile statului și nu ne le punem neapărat în mâinile statului român, deoarece statul român este doar o carcasă, a rămas o simplă carcasă prin care se exprimă de fapt această grupare globalistă. Uitați-vă cum trec în Parlament legi care nu sunt emise de statul român și de Parlamentul român, ci vin direct pe filiera Davos, Bruxelles, București. Adică sunt emise în afara țării, iar românii nu au niciun cuvânt de spus. Parlamentarii români nu fac decât să ia notă de aceste legi și să le aplice.
Într-o astfel de lume vă doriți să trăiți? Aduceți-vă aminte de atmosfera de anul trecut, din 2021 și din 2020. Și imaginați-vă că acea atmosferă va fi perpetuă, adică va fi tot timpul vieții dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră și a nepoților dumneavoastră. Pentru că în momentul în care primăria din Piatra Neamț și toate celelalte din țară au propus orașul digital, ați considerat că nu e o problemă suficient de importantă încât să luați atitudine față de acesta. Simplu fapt că primăria vă pune în față doar avantajele, nu și dezavantajele, nu înseamnă că acest proiect este despre modernitate. Nu vă lăsați păcăliți de această iluzie a modernității științei. Cu toții suntem de acord să folosim instrumentele științei care nu ne distrug libertatea, care nu ne distrug viața, dar câți dintre dumneavoastră sunteți de acord să vă cablați, de exemplu, la inteligența artificială? Există un astfel de proiect propus tot de către cei de la Davos și nu trebuie să mă credeți pe mine, trebuie să-l credeți pe Klaus Schwab, trebuie să-l credeți pe Noah Harari, care vă spune că viitorul aparține unei ființe umane îmbunătățite prin cablarea la inteligența artificială. Câți dintre dumneavoastră sunteți dispuși să vă faceți acum un neurolink și să vă cablați la internet mintea dumneavoastră? Ei bine, Elon Musk în Statele Unite deja lucrează la un astfel de proiect care chiar așa se și numește, Neurolink, și care țintește cablarea fiecărei persoane umane la inteligența artificială. În așa fel încât, așa cum spune un director de la Google, se va ajunge la un moment în care inteligența umană va fi irelevantă. Deoarece dacă te vei cabla la inteligența artificială, creierul tău va fi atât de copleșit de această formă de inteligență artificială, încât nu vei fi în stare nici măcar să gândești la cine ești tu cu adevărat. Câți dintre dumneavoastră sunteți dispuși să faceți acest lucru? Ei bine, asta înseamnă oraș inteligent. Și nu mă credeți pe mine, că nu aveți niciun motiv să mă credeți pe mine, că nici nu mă cunoașteți. Documentați-vă singuri. Ascultați-l pe Klaus Schwab pe YouTube. E plin internetul de vorbele lui. Ascultați-l pe Yuval Noah Harari pe YouTube. Este plin internetul de intervențiile lui. Citiți cărțile lor. Citiți cartea Homo Deus a lui Noah Harari, în care vorbește exact despre acest lucru. Citiți cartea Marea Resetare a lui Klaus Schwab, în care vorbește exact despre acest lucru. Nu vă lăsați păcăliți de aceste aparențe pe care vi le promite primăria și Piatra Neamțului, pe care vi le promit și celelalte primării ale țării și Parlamentul României. Noi suntem într-o epocă tehnologizată, informații. Noi trebuie să fim moderni, noi nu putem să ne opunem, nu suntem medievali. Nu avem nimic de-a face, nu avem nimic împotriva științei și a tehnologiei. Atâta timp cât ele nu sunt invazive, adică atâta timp cât ele nu conduc la transformarea noastră în sclav, dar în momentul în care tehnologia riscă să ne transforme pe noi, ființele umane, în sclavi ai săi, este bine să luăm atitudine. Citiți documentele primăriei și informați-vă, nu ne credeți pe noi pe cuvânt. Informați-vă și vedeți că ceea ce vi se pregătește, ceea ce ni se pregătește, nu este nici de cum un oraș al viitorului în care aterizează extraterestri și călătorim în spațiu, așa cum visează cei care s-au intoxicat cu literatură științifică fantastică, ci este un lagăr digital în care fiecare dintre noi va fi sclav, nu va mai avea niciun drept, nu mai va mai avea nicio posibilitate să se manifeste ca o ființă liberă așa cum a creat-o Dumnezeu. Iar conectarea la inteligența artificială este un proiect, chiar dacă se merge cu pași mărunți, pentru că și-au dat seama că dacă ar impune aceste lucruri deodată, populația chiar așa amețită cum este ea acum, de confort, de lux, de tembeliziuni, ar reacționa și ar spune, stai puțin domnule, că este ceva în neregulă cu treaba asta.
Dar dacă se ia pas cu pas, cu pas, cu pas și ne obișnuiește guvernul acesta mondial cu toate aceste lucruri și le ia pas cu pas, populația are toate șansele să le accepte fără să-și dea seama. Și când își va da seama, va fi prea târziu. Vedeți că deja inteligența artificială a început să vorbească cu oamenii. A început să fie prezentat într-un avatar dintre acesta, numit în diferite forme. În Statele Unite a Americii se numește ChatGPT. În România am văzut că i-au dat o denumire creștină, numitul Ion. Și în alte țări se numește cum vor oamenii din țara aceea să se numească. Și au început deja oamenii să ceară sfat în aceste inteligențe artificiale. Și au spus, dar mai bine cer sfatul inteligenței artificiale decât să caut eu pe internet, să muncesc. E mai ușor. Îi cer sfatul lui Ion sau lui ChatGPT și îmi spune exact ce am de făcut. Ei bine, aceasta este o epocă în care oamenii sunt obișnuiți cu prezența inteligenței artificiale în viața lor. Așa cum a fost o epocă anterioară în care noi am fost obișnuiți cu aceste telefoane. Mai întâi erau telefoane celulare, mai apoi s-a pus un pic de internet și până ne-am dat noi seama, nu mai putem să ne dezlipim de aceste telefoane. E bine, așa va fi și cu inteligența artificială. Și într-o zi vor veni și vor spune, nu mai e cazul să te uiți pe telefon ca să vorbești cu ChatGPT. Noi avem un Neuralink pe care poți să vorbești și să accesezi direct cu mintea ta, în propria ta persoană. Acesta este parcursul și nu trebuie să mă credeți pe mine, nu trebuie să ne credeți pe noi, documentați-vă singuri. Orașul de 15-20 de minute face parte din acest proiect. În ziua în care se va ajunge la capătul acestui proiect, cei mai mulți dintre dumneavoastră nu veți mai avea un loc de muncă, fiindcă nu va mai fi nevoie de serviciile dumneavoastră. Uitați-vă de ce se promovează cât mai mult munca de acasă și nemunca de acasă. Pentru că în viitorul acesta, niciunul dintre dumneavoastră nu mai este de folos acestui model de societate pe care o pregătește Klaus Schwab, care ne-a și numit pe toți mâncăi inutili. Ne-a numit mâncăi inutili pentru că nu mai suntem de folos societății. Și dacă sunteți de acord cu un asemenea tip de oraș și cu un asemenea tip de societate, primăria are obligația să vă ceară acordul. De aceea ne aflăm noi aici. Să facem ceea ce trebuia să facă primăria la începutul acestui proiect. Să vă informeze, să ne informeze cu toate aspectele care țin de acest proiect. Să vină și ne spună, fraților, uitați, noi avem un proiect care a venit la domnul Klaus Schwab de acolo, de la Davos, și a fost transmis la Bruxelles, la doamna Van der Leyen, care ne-a rugat să-l transmite și să-l punem la aplicare aici. Pentru că oamenii ăștia vor să schimbe societatea complet. Așa cum a spus domnul Klaus Schwab în cartea sa Marea Resetare, și puteți să o citiți, o găsiți pe internet. Puteți să vă și comandați, că există. Și de aceea, noi vrem să vă propunem următoarele. Vrem să vă propunem să renunțați la dreptul noastră de proprietate, pentru că domnul Klaus Schwab a spus că nu veți avea nimic și veți fi fericiți. Vrem să renunțați la mașinile dumneavoastră și să luați o trotinetă. Vrem să renunțați la mașinile dumneavoastră și să mergeți pe jos. Pentru că și așa, sportul este foarte bun pentru sănătate. Vrem să renunțați la mașinile dumneavoastră și să ne dați voie să vă îngrevătim noi ca în vremea lui Gheorghe Udrești în transportul în comun. Vă aduceți aminte epoca în care nu aveai voie să circuli în anumite zile decât dacă erai cu soț, fără soț, cei care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte de la 40 de ani, 50 de ani, care a prins epoca lui Ceaușescu, știți ce însemna ca să nu poți circula în weekend decât dacă ai mașină cu soț sau fără soț și să stai o săptămână acasă. Ei bine, acum se dorește să nu mai puteți circula deloc cu mașina proprietate personală și să mergeți doar cu ceea ce vă oferă ei. Și primăria trebuia să vină să vă spună toate aceste lucruri, trebuia să vă spună că în viitor nu veți mai putea să ieșiți dincolo de granițele orașului de 20 de minute. Credeți că se numește de 20 de minute degeaba? Credeți că dacă nu vor fi, ar fi impuse niște restricții de a ieși din aceste granițe ale orașului de 20 de minute, ar mai avea vreun rost să facă astfel de orașe? Evident că nu. Ele există și se numesc de 20 de minute pentru că vor să ne separe unii de alții. Pentru că dacă ne separă unii de alții, ne pot controla mai ușor. Dacă nu mai existăm
o coeziune națională, județeană, regională, ci suntem toți în pătrățica noastră conduși de televizor sau de inteligența artificială, suntem mai ușor de controlat și mai ușor de manipulat. Acesta este proiectul. Și nu mă credeți pe mine, ci cercetați-l singur din sursele celor de la Glob, de la Forumul Economic Mondial, găsiți site-ul lor pe internet și găsiți acolo tot ce vrem, ce vă spunem noi aici. Și întrebați-l pe domnul primar din Piatra Neamț dacă ceea ce spunem noi sunt minciuni sau nu, și o să vedeți că va fi obligat să vă spună, pentru că am pus inclusiv pe site-ul acela al primăriei planul de mobilitate urbană durabilă. Căutați-l, se cheamă PMUD. Este fișierul și citiți-l. Citiți legea 47 pe care au aprobat-o în Parlamentul României acum 2-3 săptămâni. De pe 2023 se numește legea privind mobilitatea urbană. Nu mai vorbim de faptul că domnul primar a început aceste lucrări înainte de aprobarea legii și ne întrebăm cât de legală poate să fie această acțiune a domniei sale de a începe un proiect care nici măcar nu are bază legală pentru a funcționa. Și nici nu știu dacă astăzi, când vorbim noi acum, președintele României va fi ratificat acea lege și va fi ajuns la monitorul oficial, ceea ce înseamnă că și în ziua de astăzi toate lucrările din oraș pentru acest oraș de 20 de minute sunt fără bază legală. Și asta am întrebat noi la primărie, ce bază legală s-a început lucrarea la acest proiect? Cum este posibil să faci un proiect de mobilitate urbană durabilă atâta timp cât legea nici măcar nu a ieșit din Parlament? Pe ce temei legal? Cum se numește în administrația publică o acțiune care se face fără temei legal? Asta poate să spună procurorii. De aceea noi suntem aici și de aceea vă informăm pe dumneavoastră, pentru ca să știți ce ne așteaptă pe toți. Să nu spuneți după aceea când veți rămâne fără mașini, fără locuri de parcare, când veți fi amendați când vă plimbați cu mașina prin oraș, când vi se va spune că mașinile dumneavoastră emit dioxid de carbon și sunt periculoase pentru sănătatea planetei, de ca și când până acum n-ar fi emis același dioxid de carbon, de ca și când dioxidul de carbon n-ar fi cazul vieții, fără de care nu există vegetație, fără de care nu există viață. Când vă vor spune toate acestea și dumneavoastră vă veți decide să luați atitudine abia atunci, va fi prea târziu. Veți încerca să căutați avocat, jurist, dar nu se va mai putea face nimic. De aceea vă invităm să vă documentați și să știți și să spuneți și altora ce se întâmplă cu adevărat în acest oraș, sub aspectul acesta al reconstrucției orașului care arată ca după un bombardament. Unde este perla Moldovei, cum era numită perla turistică a Moldovei, cum era numită până nu de mult municipiul Piatra Neamț? Cum este posibil ca un oraș care se numește perla turistică a Moldovei să fie deodată considerat un oraș foarte poluat, care are nevoie de transformarea lui într-un oraș ecologist? Nu suntem în New York, nu suntem în Tokyo să avem miliarde și sute de miliarde de mașini. Și chiar și dacă ar fi acolo, și acolo există alte metode pentru degajarea aceasta a aglomerării și a poluării decât transformarea din vizori digitale a întregii localități. De aceea suntem aici, îi cerem primarului să vă informeze, să ne informeze. Și după ce ne informează corect, să organizeze un referendum local prin care să stabiliți dumneavoastră dacă vreți să rămâneți fără mașini, dacă vreți să rămâneți fără loc de muncă, cei care sunteți în transportul privat, dacă vreți să rămâneți fără parcări, dacă vreți să vă plimbați timp de 20 de minute până la granițele orașului de 20 de minute și după aceea să nu mai puteți ieși decât cu permisiune și cu acelea referințe, cum dacă vă aduci aminte, se întâmpla în 2020-2021, când pentru a ieși să-ți iei pâine trebuia să ai adeverință. Gândiți-vă că au făcut aceasta ca o repetiție în 2020-2021 ca să vadă cum reacționează populația, iar acum vor să, sub pretextul schimbărilor climaterice, vor să impună acest model de lockdown total.
perpetu. Pentru că nu cumva să credeți că orașele de 20 de minute se vor face pentru 5-6 ani. Se dorește a se face pentru totdeauna. Că nu e cineva nebun încât să facă azi un oraș, mâine să facă altul, mâine să schimbe din nou și ia așa. Ceea ce se pregătește acum și care are orizont de realizare până în anul 2030. Toate aceste proiecte se vor realiza sau se doresc a se realiza până în anul 2030. Gândiți-vă că până în anul 2030 mai sunt 6 ani și jumătate. Nu mai este un secol. Și dacă nu luăm atitudine acum când se dau aceste mari bătălii pentru libertatea și pentru dreptul nostru de a exista ca ființe libere, peste anul 2030, cei care vor mai fi în viață atunci, nu vom mai putea să facem nimic. De aceea noi am luat atitudine și am cerut primarului printr-o petiție să consulte municipiul, să informeze mai întâi municipiul Piatra Neamț cu privire la toate aceste lucruri despre care v-am spus eu. Să facă o informare, nu în genul în care se face informarea, în care vin câțiva manipulatori de presă și spun punctul de vedere al guvernului, spun că e o mână de teoriști ai conspirației în Piatra Neamț și gata, populația este informată și poate merge la vot. Nu așa se face informarea. Informarea se face corect prin implicarea ambelor puncte de vedere, prin dezbateri publice în care oamenii să poată să spună fiecare punctul său de vedere și să câștige cei pe care populația îi va crede. Asta este dezbaterea publică și informarea. Nu manipulare. Noi am cerut primarului să facă informare și nu manipulare. E adevărat că până acum nici măcar manipulare nu a făcut. A trecut proiectul așa cum trec prin Senat, de obicei legile, prin asumare tacită și ne trezim cu orașul reconstruit fără să avem habar despre ce este vorba. Iar după ce va termina această informare corectă, i-am cerut să facă un referendum local organizat după toate regulile legii electorale în care dumneavoastră, noi, să ne putem exprima dacă care v-ar dorim să locuim într-un asemenea oraș de 20 de minute cu această tehnologie care să fie invazivă și să ne desfințeze dreptul nostru la intimitate și la liberă circulație și la modul nostru de viață actual sau dacă ne-am mulțumit doar cu anumite măsuri de protecție a mediului și cu câteva străzi în care să se poată circula mai bine cu bicicletele, cu trotinetele pe jos, cu câteva culoare în care să se poată circula mai bine pe jos și în rest să ne vedem liniștiți de treaba noastră. Pentru că nu cred că cetățenii municipiului Piatra Neamț sunt într-un pericol de a dispărea și de a fi pe punctul de a fi de a dispărea ca locuitori pentru că circulă se străzi mașini. Nici într-un caz. Acesta este motivul pentru care suntem aici. Și după ce am făcut câteva proteste în centrul orașului și am informat pe oamenii din zona aceea, am decis că vom continua acest protest și vom merge prin cartiere. Vom merge în toate locurile publice ale municipiului Piatra Neamț să informăm pe oameni. Vă cerem scuze celor care ați venit să vă relaxați aici și v-am pulburat relaxarea, dar cred că totuși aveți și dumneavoastră dreptul să știți ceea ce se petrece în acest moment la nivelul acesta al deciziei din partea primăriei. Vom merge în toate cartierele, proteste legale, cum este acesta, și dacă primăria nu informează pe oameni, o să informăm noi. Măcar atâta să facem, să putem să facem și când se vor vedea roadele acestui proiect, oamenii să știe măcar de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă în acest oraș. Așteptăm la săptămâna viitoare primăria, când se va primi testul legal de 30 de zile, să ne transmită și răspunsul acelea pe care i-am rugat să organizeze această informare și acest referendum, iar dacă nu doresc să facă acest lucru, să ne trimită documentul, actul normativ în baza căruia au decis inaugurarea acestui proiect pentru a îl duce în instanță și a pune instanța să hotărască dacă într-adevăr acest proiect este sigur pentru cetățeni
sau dacă nu cumva, ele încalcă drepturi și libertăți fundamentale. Să știți că până și comisiile parlamentare, când au avut dezbatere acest proiect, și deputați și senatori care s-au pronunțat pe acest proiect al mobilității urbane durabile, au sesizat faptul că sunt încălcate libertăți și drepturi fundamentale. Și când au auzit că scrie negru pe alb în această lege că se descurajează transportul cu mașini personale și se desfințează parcări, nu trebuie să fii profesor de drept ca să înțelegi că dacă nu mai ai voie să mergi cu mașina prin oraș și ți ia parcarea, înseamnă că ți ia de fapt mașina personală. Nu trebuie să vezi la drept ca să înțelegi lucrul acesta. Este suficient să citești legea ca să știi despre ce este vorba. Chiar dacă nu va alătura protestului nostru, măcar puteți să faceți să cereți primarului printr-un telefon, printr-un e-mail sau pe altă cale legală să-i cereți primarul să vă informeze și să organizeze o informare publică cu privire la acest proiect. Cel mai rău lucru pe care putem să-l facem este să ignorăm ceea ce se întâmplă. Pentru că dacă ignorăm ceea ce se întâmplă, consecințele acestui fapt care se întâmplă în acest moment ne vor afecta pe toți. Și nu va fi nimeni scutit de aceste consecințe și nu va fi nimeni scutit de obligația de a locui într-un oraș care va fi un lagăr digital. De aceea vă rugăm să luați atitudine și să cereți primăriei consultări și un referendum local prin care să vă exprimați liber opțiunea, dacă vreți sau nu, să locuiți într-un oraș de 20 de minute, pentru că orașul de 20 de minute nu durează 20 de minute. Durează pentru totdeauna. Aceste proteste ale noastre se fac o zi, două, trei, o lună, două, trei, un an. Până se va hotărâ într-o formă sau alta, dar dacă orașul acesta va avea câștig de cauză, consecințele lui vor fi pentru generații întregi. Și generațiile întregi viitoare nici măcar nu vor mai ști cum era pe vremea când erai liber în orașul tău, când te puteai plimba liber prin parc, când te puteai duce de acasă din orașul tău în alt oraș sau așa mai departe. Tratați problema cu seriozitate, pentru că în acești ani se joacă libertatea cetățenească a întregii planete. Uitați-vă cum acest proiect este același în toate țările din Europa și în America. Cum oare se explică faptul că deodată s-au trezit toți să facă același lucru? Nu este clar că există un centru de comandă la nivel internațional care obligă toate guvernele să facă acest lucru? Și dacă există un centru de comandă, nu este clar că cei care fac acest lucru la nivelul țărilor și orașelor și județelor ascultă de acel centru de comandă care se vrea a fi un centru de comandă internațional, global, planetar? Ce ne trebuie ca să înțelegem acest lucru? Uitați-vă că până acum ați fost invitați la confort, iar acum se fac și s-a spus, distrează-te, bucură-te de viață, distrează-te. Iar acum vin și spun, pentru salvarea planetei e bine să nu mai mănânci așa de mult, e bine să nu mai mergi să mai călătorești așa de mult, este bine să mănânci gândaci și lăcuste și toate aceste drepturi, toate aceste, dacă vreți, facilități care ni s-au dat în ultimii 30 de ani pentru a nu fi atenți la ce planuri au acești oameni, ni se iau înapoi. Am fost invitați să abandonăm modul nostru creștin de viață, să ne revoltăm împotriva lui Dumnezeu, să trăim numai după propria voință, să avem iluzia că suntem liberi și să ne distrăm cât în cape. În timp ce noi ne-am distrat, ei au lucrat la aceste planuri. Și acum când planul lor este aproape de final, ne spun nouă, nu mai e cazul să te mai distrezi, nu mai este cazul să te mai bucuri. Pentru că distrugi planeta, gata, distracția s-a terminat.
Vă invităm să luați atitudine. Vă invităm măcar să vă documentați dacă ceea ce spunem noi acum este corect sau nu și să vă faceți propria opinie. Și dacă ajungeți la concluzia la care am ajuns noi, aveți metode de a lua, de a lua legătura cu primăria municipiului Petra Neamț și să le cereți să vă respecte drepturile cetățenești. Atâta este ceea ce vrem noi. Noi nu cerem mai mult la primărie decât să facă ceea ce este democratic. Și anume să organizeze o informare corectă și după aceea să ceară opinia tuturor cetățenilor acestui oraș dacă sunt de acord sau nu cu acest proiect. Vă mulțumesc!